zile fierbinți pentru agricultura românească. Cred că ce e rău din punct de vedere al secetei de acum urmează. Seceta face prăpăd. Fermierii strigă după ajutor. Avem două formule pe care le putem aplica. Ministrul Daniel Constantin vine la Viața Satului să vorbească despre starea agriculturii într-un an cu temperaturi record. Se solicită o modificare care să introducă obligativitatea tuturor fermierilor care primesc subvenții de la APIA, plăți de la APIA, de a intra cu o cotă foarte mică în fondul mutual. Viața Satului ne privește pe toți. Duminică la TVR1.